veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Binecuvântat să fie Domnul! Să continuăm studiul biblic cu altă faptă a firii pământești, mândria. Am putea spune, potrivit celor scrise în Biblie, că este sămânța păcatului luciferic, pentru că citim în cartea profetului Isaia, în capitolul 14, versetul 12 în continuare. Cum ai căzut din cer, luceafără strălucitor, fiul zorilor? Cum ai fost doborât la pământ, tu biruitorul neamurilor? Și ne spune cum. Tu ziceai în inima ta, mă voi sui, acest gând al ascensiunii, îmi voi ridica scaunul de domnie mai pe sus de stelul lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării Dumnezeului la capătul miezii noaptei, mă voi sui, pe vârful norilor, voi fi ca cel prea înalt. Și rezultatul? Dar ai fost aruncat în locuința morților, în adâncimile pământului. Diavolul a fost mânat, condus de acest duh de mândrie și astfel s-a săvârșit primul păcat în univers și de aici s-a răspândit mai apoi în rasa umană și cu vremea acest păcat al mândriei a ajuns ca în zilele noastre nici să nu mai fie catalogat ca fiind păcat. A fi mândru este o virtute în ziua de astăzi, alături de altfel de alte păcate care între timp diavolul le-a trecut în celălalt pol, nemai fiind criticate, ci fiind elogiate chiar. Astfel citim despre această vreme din urmă, în 2 Timotei, capitolul 3 cu 4, oamenii au ajuns vânzători obraznici îngânfați. Această stare de îngânfare sau de mândrie. Și de asemenea este precizat și în textul din Romani, capitolul 1, că prin pierderea contactului cu Dumnezeu, prin faptul că n-a fost păstrat Dumnezeu în conștiința oamenilor, oamenii au ajuns, citim în versetul 30, trufași, lăudăroși, această stare de mândrie. Ca și origine, cum deja precizam, mândria a apărut la Satan. Citim despre aceasta în Ezechiel, capitolul 28, unde găsim scris în versetul 2. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, pentru că ți s-a îngânfat inima. Deci în inima diavolului a apărut acest spirit de mândrie, pentru că ți s-a îngânfat inima. Și ai zis, eu sunt Dumnezeu și șed pe scaunul de domnia lui Dumnezeu în mijlocul mărilor, măcar că nu ești decât om și nu ești Dumnezeu, măcar că îți dai ifose ca și când ai fi Dumnezeu. Și citim de asemenea versetul 15. Ai fost fără prihană în căile tale, din ziua când ai fost făcut, aceasta ca și o precizare în dreptul faptului că unii spun că dintr-o veșnicie au existat doi poli, unul al binelui și altul al răului. Biblia ne spune aici că la început Dumnezeu l-a făcut pe diavol fără păcat, fără prihană, până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. Și citim versetul 17. Apoi ți s-a îngânfat inima, motivul, din pricina frumuseții tale, ți-ai străcat înțelepciunea și strălucirea ta. De aceea te arunc la pământ, te dau priveliște împăraților. Astfel a pățit Satan datorită mândriei și spune Domnul Iisus în Evanghelia după Ioan, am văzut pe Satan căzând ca un fulger din cer, deodată pe pământ, dar va veni vremea când va cădea până în adâncul iad de foc care arde cu pucioasă în vecii vecilor. După cum la diavol mândria s-a născut în inimă, și la oameni mândria tot în inimă se naște. Citim spusele Domnului Iisus din Marcu, capitolul 7, unde el scrie în versetul 22, că dinăuntru, din inima oamenilor, toate aceste lucruri rele ies dinăuntru și spurcă pe om. Mândria se naște în inimă, se dezvoltă și apoi se împânzește în toată ființa umană, după cum s-a împânzit de altfel în întreg universul. Răspândind fiind în întreg universul, diavolul a diversificat această mândrie, existând diferite tipuri de mândrie, măcar că niciuna dintre ele nu este întemeiată. Să știți, Dumnezeu când ne cere să fim smeriți, nu ne cere așa la gândul că îi face lui plăcere să ne țină undeva la talpa piciorului. Dar smerenia este o condiție normală, ea de fapt reflectă realitatea în dreptul nostru, în dreptul relației noastre cu Dumnezeu, că noi suntem nimica, că am fost creați din nimica și că Dumnezeu este totul. Îi spune Dumnezeu lui Iov, unde erai tu când eu am întemeiat pământul?
Și spune cartea Eclesiastului, unde am trece, altul vine, pământul rămâne veșnic în picioare, va trece și el, Dumnezeu este veșnic și noi suntem efectiv o nimic. Totul îi datorăm lui Dumnezeu și atunci nu este normal ca noi să fim smeriți și toată lauda și slava să-i o dăm Domnului? În cartea profetului Isaia, în capitolul 10, acest spirit, acest sentiment de mândrie este catalogat aici și comparat cu ceva foarte curios, dar adevărat. Citim în Isaia 10 cu 15. Se fălește oare secura împotriva celui ce se slujește de ea? Sau se mândrește ferăstrăul față de cel ce îl mânuiește? Un topor și un ferăstrău n-au niciun motiv să se mândrească. Nici dacă arată bine, nici dacă taie bine. Pentru că nu pe sine s-au creat, nu funcționează, nu de la sine au ființă. La fel este și mândria omului și chiar a lui Satan. Să analizăm acum așadar câteva tipuri de mândrie, urmând apoi a analiza manifestările și efectele mândriei. Deci, tipuri de mândrie. Mândria conducerii, mândria de a fi ceva, de a fi șeful, de a fi undeva superior deasupra. Citim în Psalmul 76, versetul 12, El, adică Dumnezeu, frânge mândria domnitorilor. El este înfricoșat pentru împărații pământului. În mod special, mândria se cuibărește la cei care domnesc, la cei care stăpânesc. Și de aceea oamenii vor să fie undeva sus. Adăugăm Galateni 5, cu 26, unde scrie, să nu umblăm după o slavă deșartă, întărătându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Mânați de acest spirit al mândriei, oamenii sunt în stare să facă orice în detrimentul semenilor, să se pismuiască, să se urască, numai să ajungă să fie ceva. Și mai adăugăm un verset din Habacuc 2 cu 5, ca și cel beat și semeț, cel mândru, nu stă liniștit, ci își lărgește gura ca locuința morților, este nesățios ca moartea, așa că pe toate neamurile vrea să le strângă la el și toate popoarele le trage la el. Omul mândru vrea să domnească peste cât mai mulți. Uitați dumneavoastră ce sete a existat de-a lungul istoriei. Ca fiecare stăpânitor, fiecare conducere să aibă cât mai mulți vasali, cât mai mulți subalterni, cât mai mulți supuși. Să domnească o suprafață cât mai mare, cu o bogăție cât mai strălucită și o perioadă de timp cât mai lungă. Acest spirit de a domni, de a fi. La fel cum a vrut diavolul, unde am citit în Isaia 14 și 28, mă voi sui și voi fi. Măcar că a fost un heruvim ocrotitor, dar nu s-a mulțumit cu ceea ce a fost și a vrut ceva mai sus. Mândria totdeauna dorește să fie ceva, să facă ceva. Și în opoziție cu ea, amintiți-vă de Domnul care, măcar că era, nu s-a socotit deopotrivă, ci a vrut undeva mai jos. Un alt timp de mândrie, mândria bogăției. Oameni care se mândresc cu ceea ce au și îi nesocotesc pe toți ceilalți. Pentru ei averea este mai ceva decât un tron. Citim în Psalmul 90 cu 10, unde Moise, omul lui Dumnezeu, spunea și lucru cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere, că își trece iute și noi zburăm. Omul îi face plăcere să se mândrească cu ceea ce are, cu ceea ce l-a agonisit în viața aceasta. Își expune și tot timpul ar vrea să fie un fel de expoziție ceea ce el are. Amintiți-vă de mândria și fodulia lui Ezechia din Vechiul Testament, când le-a arătat acelor trimiși din Babilon tot ceea ce el avea și Dumnezeu s-a supărat. Și mai amintim un verset din 1 Timotei, capitolul 6, unde este vorba tot despre bogați și acest spirit de mândrie a bogăției, 1 Timotei 6 cu 17, îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se îngânfe. Bogăția ne împinge la îngânfare, la mândrie. Să nu se îngânfe și să nu-și pună nădejdea niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Deci, nu te mândri cu casa, cu mașina, cu alte bunătăți, fie chiar mărunte. Poate un copil să se mândrească cu ceea ce are și dacă are numai un cuțit sau știu eu ce, un pix mai special. Cu ceea ce are, el se mândrește. Și oamenii mari se mândresc cu altceva. Spuneam și este o realitate, oamenii, copiii mici, se mândresc cu mașinuțe din ale lor de jucărie și noi ne mândrim cu mașini de-a noastră. Ei se mândresc cu căsuțe de-a lor, noi ne mândrim cu case de-a noastră. Este un fel de mândrie potrivit cu rangul și statura fiecăruia. Un alt timp de mândrie, mândria înțelepciunii și a cunoștinței. Oameni care se mândresc că sunt înțelepți, că știu ceva și că își cunosc mai mult decât alții. Fie că e vorba de un domeniu de-a meseriei, el le stăpânește pe toate, fie că e vorba de un anumit domeniu, fie că alții vor să fie ca acel șef de trib african Tutankhamon care spunea că este policalificat și el le cunoaște pe toate. Citim în 1 Corinteni 8 cu 1, în ce privește lucrurile jerfite idolilor știm,
căci toți avem cunoștință, dar cunoștința îngânf. Frați și surori, chiar cunoștința din Scripturi ne poate împinge să ne mândrim, să ne îngânfăm că noi știm mai mult decât alții. De fapt, de ce să ne mândrim? Căci oricât am ști, a spus unul din mari fizicieni, la gândul că el a inventat sau a descoperit multe lucruri, a spus, mă aseamăn cu un copil pe marul unui ocean care a descoperit și el câteva scoici, dar oceanul nemărginit este în fața lui. Tot ce cunoaștem noi este atât de puțin și totuși ne mândrim ca și cum am fi știu eu ce. De asemenea, adăugăm Proverbe 26:12, unde este scris, dacă vezi pe un om care se crede înțelept, care crede că știe multe, poți să ai mai multă nădejde pentru un nebun decât pentru el. Curios. Un om care se crede înțelept va fi un om care nu mai prea să vă învețe. El de acum le știe pe toate. Un om care crede că le știe pe toate. Dar nu avem cum să le știm pe toate. Dumnezeu nu ne-a creat să le știe unul pe toate. Dumnezeu ne-a creat să știm unul o parte, celălalt altă parte și astfel să ne folosim reciproc unii de alții. Și mai adăugăm, Eclesiast 7:16, nu fi prea neprihănit și nu te arăta prea înțelept. Pentru ce să te pierzi singur? Oamenii care se cred prea deștepți dau în mândrie și mândria aduce moartea și pierzarea. Niciunul dintre noi nu cunoaște suficient ca să aibă motive să pretindă laude. O vorbă înțeleaptă spune, vai de omul care simte nevoia să se laude. Fie cu scaunul său, fie cu bogăția sa, fie cu cunoștințele sau înțelepciunea sa. Un alt tip de mândrie, mândria frumuseții și a plăcerilor. Oamenii sunt îngătați uneori cât sunt ei de frumoși. Pozele lor să-și le pună în vitrine, în diferite reviste sau să se dea în vileag cu frumusețea lor, cu plăcerile cu care ei se desfătează. Este un alt tip de mândrie. Încântați de ei înșiși. Într-un fel anume, cei care sunt încântați atunci când sunt tineri de frumusețea lor, ar fi trebuit să-i păstrăm puțin până când o să îmbătrânească, o să fie așa ca o epavă, ramoliți, bătrâni și să le punem o poză una lângă cealaltă. Atunci nu le face plăcere și poate ne-ar spune, dați-le jos pe amândouă. Noi suntem ca o floare, ne spune Scriptura. Este frumoasă floare, dar să nu uităm, o floare a crescut din pământ și în curând se va ofili și va fi tot pământ. Și adevărata frumusețe este cea interioară care rămâne. Citim în cartea profetului Ezechiel, capitolul 31:10. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu, pentru că avea o tulpină așa de înaltă, pentru că își înălța vârful până la nori și inima îi se mândrea cu înălțimea lui. Oamenii sunt ca și plantele. Unul se mândrește că este foarte înalt, altul se mândrește că nu-i nimeni subțirel ca el, altul că nu-i nimeni grăsuț ca eu, altul că nu-i nimeni cu ochii albaștri ca el, altul că-și cu ochii negri ca el. Adică niște aspecte specifice care ne-a creat Dumnezeu, care nu sunt deloc motive de mândrie, numai că diavolul vrea să ne împingă și să ne prindă cumva ori cu vreo mândrie interioară. Ne mândrim cu ceea ce suntem noi, baza cunoștinței, înțelepciunii noastre, ori cu o mândrie a materiei, ne mândrim cu ceea ce am adunat noi, cu bogăția noastră, ori cu o mândrie a scaunilor, a fi ceva în lumea aceasta, ori cu o mândrie a plăcerilor și a podoabelor exterioare, să ne aranjăm, să ne amenajăm ca nimeni alții. Spune 1 Corinteni 12, că-și doar măturalele lipsite de cinste trebuiesc împodobite. Deci cei care se împodobesc prea mult, ei singuri își dovedesc că nu au o prea mare cinste și ca atare trebuiesc amenajați. Ca să arate și ei cât de cât, nu? În mare, acestea sunt tipurile de mândrie cu care diavolul cuprinde mintea oamenilor. Să vedem cum se manifestă această mândrie. Un aspect al mândriei este vorbirea trufașă, adică vorbirea de sus. Citim în Epistola lui Iuda, versetul 16, unde este scris, gura le este plină de vorbe trufașe. Cred că știți cum sunt acestea. Eu, când am fost eu să fi văzut, nimeni n-are ca mine. De regulă, oamenii își dau de gol mândria prin vorbele lor. Se supraestimează, își arată și etalează valorile efemere ale lor și spun cine și cât de grozav sunt ei. De asemenea, 2 Petru 2:18, ei vorbesc cu trufie lucruri de nimic. Atât de ades oamenii se mândresc cu ce de fapt nici n-ar trebui să se mândrească, că nu sunt lucruri de preț cu adevărat. De multe ori oamenii se mândresc cu lucruri de nimic, se laudă oamenii cu păcate, cu mărunțișuri, cu fleacuri. Dacă vreți să vedeți sunteți mândri sau nu, puneți pe cineva să vă înregistreze și într-un moment de sensibilitate spirituală ascultați-vă caseta și
Depistați-vă dacă din vorbele noastre reiese mândrie sau smerenie. Doamne, dă-ne urechi ascuțite în acele momente și o minte înțeleaptă și de cum ne ies cuvinte trufașe din gură, să știm să ne lepădăm de acestea. Chiar în învățătură oamenii pot să-și dovedească mândria, citim în 1 Timotei 6,4 și aceasta e foarte vizibil. Se spune despre unii care învață pe oameni, versetul 3, învățătură deosebită și nu se țin de cuvintele sănătoase și de învățătura care duce la evlavie. Sunt plini de mândrie, nu știu nimic, ba o boală a cercetelor fără rost. Frați și surori, depistați pe astfel de predicatori, a căror învățătură nu duce la evlavie și spune aici, nu sunt cuvinte sănătoase care duc la o trăire sfântă. Au o boală a cercetelor fără rost și au niște cuvinte pompoase, au în predicile lor niște noutăți extravagante scoase de pe nu știu une și de regulă vor spune, cred că n-ați mai auzit așa ceva. Asta e o premieră. Depistați-i pe astfel de oameni cu duc de mândrie, chiar în învățătura lor, în predicile lor sau în cărțile lor. Au boala cercetelor fără rost, din care se naște certuri de cuvinte, pismă, certuri, așa mai departe. Unii care cred că evlavia este un izvor de câștig, ferește-te de astfel de oameni. Sunt trist uneori când văd oameni care citesc cărți, care ascultă casete și aud predici, ar unor oameni mânați de mândrie, care într-adevăr spun niște chestii, dar a căror învățătură nu duce la evlavie și la o învățătură sănătoasă de pocăință. Și suntem încântați. Și alergăm după ei, spune Biblia. Și bem pe lin, ape otrăvite din plin. Și ne duce acest gând. Sau diferite formații muzicale. Cântă extraordinar ca nimeni alții. Dar mândria lor iese clar din cuvintele care le spun. Nu trebuie să spună decât la concursul de muzică care a fost în data cu tare, noi am ieșit pe primul loc. Eram la o nuntă într-o localitate în județul Arad. Și niște cântăreți s-a ridicat șeful lor și a început să spună. I-a luat la rând. Cutare a fost cel mai bun saxofonist din Banat. Cutare este actualmente cel mai bun la vârsta lui. Cutare cântă de 30 de ani. Bineînțeles că nu m-am răbdat, că nu-i prea iert pe ăștia. Și mi-a spus în final, să știți că și Pavel a fost cel mai avansat din cei de vârsta lui. Dar să știți, el a mai spus ceva. Că cel mai avansat din vremea lui a fost și cel mai mare păcătos. Cred că și dumneavoastră a spus la fel, nu? Dar asta nu e o problemă, Domnul vă mântuiește, le-am spus. Dar dacă de acum o să vă smeriți și dacă de acum o să fiți sfinți, altfel Dumnezeu nu are nevoie de artiști care se etalează. Și învățătura lor este ceva deosebită și îi spun ceva bombastic, doar ca să atragă privirea. Pentru că spunea Ana în cântarea ei, din 1 Samuel, capitolul 2, versetul 3, nu mai vorbiți cu atâta îngânfare, să nu vă mai iasă din gură cuvinte de mândrie, căci Domnul este un Dumnezeu care știe totul și toate faptele sunt cântărite de El, slăvit să fie numele Lui. Doresc, atât în slujbă, cât și în activitatea de zi cu zi, să nu dovedim mândrie, iar iese în primul rând prin expresia celor în cauză. A doua manifestare, prin priviri trufașe. Ochii arată mândria. Spune cartea Proverbelor, capitolul 6, versetul 17. 6 lucruri răște Domnul și chiar 7 sunt urâte. Ochii trufași. Primul lucru care îl răște Dumnezeu sunt ochii trufași. Oameni care privesc de sus. Și spune tot cartea Proverbelor, capitolul 30, cu 13. Este un neam de oameni care se crede curat și totuși nu este spălat din tinăciunea lui. Este un neam de oameni a căror ochi sunt trufași și care își țin ploapele sus. Mai bine să ne uităm de jos în sus spre ceruri, de undeva să ne vină izbăvirea, decât de sus în jos, când jos e iadul. Și nu este indicat să avem în asemenea privire. O altă formă de manifestare a mândriei, inima îngânfată. Proverbe 21:4 ne spune, privirile trufașe, ce am spus până acum, și inima îngânfată, această candelă a celor răi, nu este decât păcat. Vorbele și ale ies din inimă, privirea și inima trufașă. Candela celor răi nu-i decât păcat. S-ar putea să știi să privești, așa ca și un specialist, să știi să-ți alegi cuvintele, dar inima, asta ar fi cazul să ne-o schimbe Domnul. Dacă în inimă avem trufie, mândrie, acolo s-a născut la diavolul. Zicea în inima ta, nu cu voce tare, mă voi sui. Sunt unii care nu îndrăznești să spună, în mod deosebit în biserică, unde nu se face campanie electorală ca în afară, mă voi sui, voi face. Nu te vei sui nicăieri. Sau și dacă te va lăsa Domnul să te sui, te va lăsa să te sui ca să aibă de unde să te dai jos. O altă manifestare este ateismul.
Tot o formă de mândrie, ne spune Psalmul 10, versetul 4. Cel rău zice cu trufie, adică cu mândrie, Dumnezeu pedepsește Domnul. Nu este Dumnezeu. Iată toate gândurile lui. Ateii, în mândria lor, au spus, nu este Dumnezeu. Dacă este Dumnezeu, înseamnă că trebuie să ne smerim. Dar dacă nu este, noi suntem Dumnezeu. Noi suntem deasupra. Nimeni altul mai sus. Din spirit de mândrie, omul se spune, nu este Dumnezeu. Nu se amestecă Dumnezeu în așa ceva. Adică nu vrea să recunoască pe Dumnezeu. Biblia spune tot în Cartea Proverbelor, în capitolul 3, recunoaște-L pe Dumnezeu în toate căile tale. Nu te socoti singur înțelept. Și El îți va netezi cărările. O altă formă de manifestare este prin diferitele religii care s-au creat. Fiți foarte atenți, vă rog, aici spune Coloseni 2:18. Vedeți, noastră, câte religii înființate de oameni. Pentru că fiecare a vrut să fie mai deosebit decât ceilalți. Și foarte multe nu s-au format din dorința de sfințenie, ci din dorința de mândrie. Spune aici, Coloseni 2:18, nimeni să nu vă răpească premul alergării, făcându-și voia lui însuși printr-o smerenie și închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie. Rețineți, printr-o smerenie, umflat de o mândrie. Cum vine asta? Smerit, dar umflat de mândrie. Deci smerenia este afișul exterior, dar înăuntru este leumflat de mândrie. Foarte mulți s-au separat de biserică și au spus, nu, noi nu mai mergem, de exemplu, cu cultul, au spus ei. Noi ne separăm de aceasta. Dacă încolo nu s-au separat să fie mai sfinți, s-au separat că n-au ajuns scaunele de bambon. Sau că n-au ajuns bani, știu eu. Câte religii s-au făcut? S-au format mare parte din ele pe motive de mândrie. Și adăugăm parte din ceea ce am citit din 1 Timotei, capitolul 6, versetul 3. Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită. Deci unii învață deosebit numai ca să fie mai ceva ca alții. Și asta chiar în sânul bisericii. Biblia spune, nu vă luați la ceartă asupra părerilor înduiindu-vă. Deci nu vă certați din mândrie, nu vă separați doar din mândrie. Bine spunea cineva, copiii până sunt mici, toți stau împreună. Când sunt mari, se despart. Și când le mor părinții, atunci se ceartă, când împart averea. Oamenii care se cred mari, se separă. Cei care se văd smeriți și mici, ei locuiesc împreună și mijlocul lor este mare Domnul, slăvit să fie El în veci. De asemenea, vă rog, nu țineți la spiritul de partidă numai din mândrie. Ăștia sunt de ai noștri. Să fim de ai Domnului. Deci, de multe ori, nu manifestăm o înțelegere dincolo de eticheta noastră, doar din mândrie. Și nu vrem să recunoaștem anumite lucruri care sunt frumoase, chiar dincolo de granițele stricte ale noastre, propriu zise. Și o altă manifestare, aspectul exterior. Am lăsat-o la urmă, că e cea mai mică. Dar s-ar putea să fie chiar așa pusă peste celelalte. În Isaia 3:16, Domnul zice, fiicele Sionului sunt mândre. Domnul zice, n-a zis prorocul. Și acum vreau să spună Domnul, în ce se manifestă această mândrie lor? Umblă cu gâtul întins și cu priviri pofticioase, mândria aceea la ochi. Pentru că pășesc mărunțel, zorzănesc cu vezi la picior, cercei, brățale, măhrame și toate podoabele. Domnul zice că-și mândria fiicilor Sionului le-a făcut să arate împodobite ca atare. Este un aspect periferic, dar ține și aceasta de mândrie. Toate aceste împopoțunări, dacă vreți, toate aceste amenajări, fie că e vorba de casă, fie că e vorba de mașină, fie că e vorba de tine însuți, când în așa fel te împodobești încât să arăți cam ca Lucifer, că părerea asta și ideea asta de la el este. Spune acolo în Ezechiel 28, erai împodobit cu? Și spune acolo. Domnul vrea să fim împodobiți. Să fim împodobiți cu? Cu smerenie, cu sfială, cu valorile dinăuntru. Și să fim cu adevărat normali, corecți. Biblia spune, cine are ce să îmbrăca este de? Da, cei care consideră că moda a mai evoluat și s-a mai dat o tură la roata istoriei, trebuie imediat să se aranjeze pe măsură, nu? Sau când încercăm așa și nu ne mai găsim leacul nici cum. Când ne aranjăm în toate felurile. Iov 41:34, diavolul și la animale s-a băgat să le întulbure cu această mândrie. Spune aici, privește cu dispreț tot ce este înălțat. El este împăratul celor mai mândre dobitoace. Și animale sunt mândre, care pășesc ca atare, care au o ținută impunătoare. Și în astfel de situații, înăuntru nici nu mai trebuie să căutăm. Când deja pe din afară cineva este deja străcat. Și gândurile pot să fie mândre, citim în Luca 1:51. El a arătat putere cu brațul lui, a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor. Și gândurile pot să fie mândre încât să ne gândim la știu eu ce lucruri înalte. Ce efecte are această stare de mândrie? Citim în Habacuc 2:4.
i s-a îngânfat sufletul, așa mândrie care pornește din interior. Nu este fără prihană în el. Cum te-ai mândrit? Citeam în Ezechiel 28, ai fost fără prihană până când? Până s-a găsit mândria în tine. Cum a apărut mândria? Cum toată neprihănirea s-a topit. Nu poți fi și mândru și fără prihană. Nu poți. De asemenea, citim în Romani 11:20. Adevărat, au fost tăiate din pricina necredinței lor și tu stai în picioare prin credință. Nu te îngânfa dar, ci teme-te. Cum te-ai îngânfat? Cum ai căzut? Mândria și trufia merg înaintea căderii și a morții. Înainte de pierea, inima omului se îngânfă. Efectele mândriei sunt foarte multe păcate. Eu vă citesc doar câteva cu texte din Biblie. Psalmul 123, versetele 3 și 4. Ai milă de noi, Doamne, că ne este sătul sufletul de batjocurile celor îngânfați și de disprețul celor trufași. Mândria dă naștere la dispreț și la batjocură. Cum te-ai mândrit, cum îi batjocurești și disprețești pe toți ceilalți? Un alt păcat care i-a dat naștere mândria, citim în Isaia 37:29. Dar pentru că ești mânios împotriva mea și mândria ta a ajuns până la urechile mele. Mândria dă naștere la mânie. Vă amintiți de Haman? În mândria lui s-a mâniat urgent. Foarte mulți oameni întreabă, frate, sunt foarte nervos, mă mâniu repede. Nu cumva mândria este cauza nervilor și a mâniei tale? Că dacă știu eu, calci pe picioare pe un om mort, s-ar putea să-l strivești. Dar de calci pe picioare pe un om cu multă mândrie, îl te strivești el pe tine. O altă cauza altor păcate, Iov 38:11. Și când am zis mării, până aici să vii, să nu treci mai departe, aici să se oprească mândria valurilor tale. Și adăugăm Psalmul 10:2. Cer rău, mândria lui urmărește pe cei nenorociți și ei cad jertfă cursurilor uzite de el. În mândrie, omul ajunge de acționează în forță și în răutate. Este ca și marea. Numai că și ei Dumnezeu a pus limite și hotar nisipul încât nu trebuie să-l treacă. Ar trebui să avem și noi astfel de limite în care să putem sta cu minți. De asemenea, Proverbe 21:24. Cel mândru și trufaș se cheamă batjocoritor. El lucrează cu aprinderea îngânfării. Cele ce le-am mintit până acum. Disprețuiești și mergi în forță, în ură și în mânie. Un alt efect, Proverbe 13:10. Prin mândrie se ațâță numai certuri. Fie că de partide, fie că în familie, oamenii mândri ațâță certuri. Le provoacă și le întrețin. Apoi, un capitol foarte important, Deuteronom 17:12. Omul care din mândrie nu va asculta. Foarte mulți nu ascultă din mândrie. Și de aceea și la nivel de biserică, spune Biblia 1 Ioan 4:6, cine este în Dumnezeu ne ascultă, cine din diavolul se mândrește și nu ascultă. Neascultarea atât în familie cât și la nivel de biserică denotă o mândrie interioară. Să mă plec eu? De un superior e corect să asculți? De toți oamenii care n-asculți, te socotești că ești superiorul. De ce să asculti ei? Dacă sunt mai mari ca tine, nu? Tu te socotești, nu trebuie că tu ești mai mare și ca tare nu asculți. Și de asemenea, Neemia 9:16. Dar părinții noștri s-au îngânfat și și-au înțepenit grumazul, n-au urmat poruncile tale. Din mândrie nu ascultăm, nu numai de oameni, nici de Domnul. Pentru că ne îngânfăm și ne înțepenim gâtul. Un alt efect, pe lângă faptul că dă naștere la diferite păcate mândria, de asemenea, ea împietrește inima și duce în rătăcire. Oamenii mândri se rătăcesc singuri. Citim în Daniel 5:20, unde îi spune Danielului Belșațar despre Nebucadnețar. Dar când i s-a îngânfat inima, i s-a împietrit duhul, ca efect, până la mândrie a fost aruncat de pe scaunul de împărătești și a fost despuiat de slava lui. S-a rătăcit și a ajuns ca fiarele în pădure, a fost dus acolo. Prin mândrie a ajuns la această stare. Și adăugăm, Proverbe 14:16, nesocotitul este îngânfat și fără frică. Mândria face pe oameni să fie îngânfați, să fie rătăciți și se duc și se pierd, efectiv. Și mă adăugăm Obadia, versetul 3, ca să completăm acestea, căci mândria inimii tale te-a dus în rătăcire. Foarte mulți oameni s-au rătăcit și de la credință pentru că s-au mândrit și au crezut că nimeni nu-i ca ei. Foarte multe țări mici de-a lungul istoriei au pierit pentru că s-au mândrit și au început războaie cu alții mai tare decât ei. Foarte mulți se rătăcesc pe baza mândriilor. Un alt efect este faptul că provoacă căderea și moartea. Citim în 1 Timotei, capitolul 3, aici este vorba de slujitori și sunt două mari curse pentru ei de care Domnul vrea să ne păzim și de asemenea să ne protejăm unii pe alții. 1 Timotei 3:6-7. Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngânfe și să cadă în osânda diavolului. Îngânfarea aduce cădere. Trebuie să aibă o bună mărturie din partea celor de afară, pentru ca să nu ajungă de ocară și să cadă în cursa diavolului.
Deci diavolul fie că ajungi sus, fie că ajungi în ocară, tot vrea să te prindă în cursa lui și să cazi. Ori pe sus, ori pe jos. Și adăugăm, Proverbe 16:18, trufia merge înaintea căderii și mândria merge înaintea pieirii. Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Numai o îngere al Domnului a stat în fața lui Balaam și n-a mai putut să înainteze. Când stă Domnul în fața noastră, vom mai putea noi să înaintăm? Spune 1 Petru 5:5, Dumnezeu stă împotriva celor mândri și le aduce căderea și pierderea mântuirii, spune de asemenea Pavel în Filipeni capitolul 3, versetele 18-21. Căci v-am spus de multe ori, căci mulți se poartă ca vrăjmași al crucii lui Hristos. Sfârșitul lor va fi pierzarea, Dumnezeu lor este pântecele și slava lor este rușinea. Se gândesc la lucruri de pe pământ, sfârșitul lor va fi pierzarea. Doamne, păzește-ne de mândrie. Să nu cădem așa cum a căzut diavolul și se miră oștirile întregi ale cerului. Cum ai căzut din cer? Prin mândrie. Cum vor cădea foarte mulți oameni? Prin mândrie, de naștere la tot felul de păcate. Se manifestă în diverse forme, dar în final are ca efect moarte. Cum am putea să eliminăm din viața noastră mândria? Fiecare în dreptul lui, cu mijloacele și cu armele sate de Dumnezeu, să se silească să o poată da afară. Mai întâi, cum o putem elimina din viața noastră? Spune Biblia în Filipeni 2:8 despre Domnul Iisus, la înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte. Ca să poți elimina mândria, spuneam că un efect al mândriei este neascultarea. Ca să poți elimina mândria, de acum fii ascultător. Ascultă de soț, de părinți, de conducere, de Dumnezeu în primul rând și în ultimul rând. Prin ascultare elimin mândria. Și aceasta putem să o facem noi. Apoi, 1 Petru 5:5, tot așa și voi tinerilor, fiți supuși. Rețineți supunerea, ascultarea. Și toți în legăturile voastre fiți împodobiți cu smerenie. Ce înseamnă să te împodobești cu smerenie? Printre altele, este ceva ce tu singur ai putea să faci. Pavel spune corintenilor adresându-se, eu m-am smerit pe mine însumi și n-am luat de la voi o plată. Deci, niște lucrări pe care noi am putea să le facem ca să ne smerim pe noi înșine. Când cineva te poftește să stai în față, tu stai în spate. Când cineva te roagă să faci ceva, tu l-asculți sau cu cineva te poruncești de asemenea. Când cineva vrea să te împingă și să te laude, să pui, fii cu minte. Nu este corect să faci așa. Deci noi singuri putem să ne aducem un anturaj în jurul nostru, să ne împodobim cu smerenie, să ne îmbrăcăm cu smerenie, să ne înconjurăm cu niște vorbe, cu niște oameni, care toate ne-ar provoca spre smerenie. Apoi, putem să ne smerim prin rugăciune. Spune psalmistul în psalmul 19, versetul 13. Se roagă el și zice, păzește de asemenea pe robul tău de... Frașii și surori, v-ați rugat ca Domnul să vă scape de mândrie și să vă păzească totodată? Prin rugăciune, împotriva mândriei, noi putem să ne smerim. Apoi, Proverbe 8:13. Frica de Domnul este urârea răului, trufia și mândria, purtarea rea și gura mincinoască, iată ce urăsc eu. Urăște mândria dacă vrei să scapi de ea și fie-ți frică de Domnul, nu te mândri înaintea Domnului, ci fii cu teamă față de El. Și apoi, o altă posibilitate, Proverbe 30:32, ca să scapi de mândrie. Dacă mândria te împinge la fapte de nebunie, dacă ai gânduri rele, gânduri mândre, pune mâna la gură. Taci. Tăcerea ne ajută să rămânem smeriți. Ascultarea, tăcerea, împodobirea cu smerenia, toate acestea ne dau un imbol spre smerenie. Și desăvârșirea smereniei putem să o obținem, spune Pavel 1 Corinteni 13:4, unde vorbește despre dragoste, dragostea printre altele nu se laudă și nu se umflă de mândrie. Cunoștința îngâmpă, dar dragostea zidește. Dragostea nu se laudă. Evită orice cuvânt de laudă la adresa ta să-l mai spui. Evită orice gând. Asta înseamnă a te umfla. Deci, printre altele, nu te gândi că tu ești cineva, ci din potrivă, împodobește cu smerenie, adu-ți un gând. Nu, eu sunt mai mic. Acel gând care a fost în Hristos, măcar că era deopotrivă, el s-a socotit mai jos. Și dacă ești coegal cu cineva, tu nu te socoti acolo, ci tu socotești-te mai jos. Chiar dacă este așa, nu lăsa ca oamenii să te laude. Respinge-i, oprește-i, nu te lauda tu singur.
Pune mâna la gură, roagă-te Domnului ca să fii smerit. Și dragostea, spuneam că slujește, crede totul, suferă totul, ea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. Domnul să ne dea dragostea sa, ca să rămânem cu adevărat smeriți. Față de o persoană care iubește, știi că niciodată nu te dai mare. Pentru că iubirea te face să te vezi cel puțin egal, dar de regulă mai jos. Și vezi pe celălalt mai bun decât tine, pentru că îl iubești și îl prețuiești ca atare. Din biserică am putea să eliminăm mândria și de altfel spun că în biserică nu are loc mândria. Nu are în biserică niciun scaun mândria. Spune Biblia în Roman 3:27, care este condiția bisericii? Spune aici, unde este dar pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu, ci prin legea credinței. Noi nu suntem mântuiți prin faptele noastre, ci printr-un har al lui Dumnezeu. De aceea mândria n-are loc în biserică. Căci noi tot ce facem, spune Pavel, eu am udat, Apollo a sădit sau invers, dar Dumnezeu a făcut să crească. Noi nu suntem nimic, totul este Hristos. Spune el, nu doresc să fie nimic altceva între voi decât Hristos și e răstignit. În biserică mândria nu-și are locul. De aceea Biblia ne spune în Roman 12:16 să aveți aceleași simțăminte unii față de alții. Nu vă înălțați. De regulă scaunele în biserică, când cei bogați, spune Iacov capitolul 2, au un loc mai special. Se fac separeuri în biserică, unii sclerici, alții laici, alții bogați, alții săraci. A pătruns mândria acolo, când nu mai suntem frați. Aveți aceleași simțăminte unii față de alții. Nu umblați după lucrurile înalte, nici în societate, da de cum în biserică, ci rămâneți la cele smerite. Este o poruncă și nu vă socotiți singuri înțelepți, care este o formă a mândriei. În biserică trebuie cu adevărat să rămânem în frați. Și de multe ori cei din frunte sunt împinși de diavolul să se urce sus și cei din sală sunt împinși tot de diavolul să se urce pește sus. Eram într-o biserică, încă cu un frate păstor, și eu tot spus de vreo 3-4 ori, fratele păstor cu tare, fratele păstor cu tare. Și la gata i-am luat pe câțiva și mi-a spus, fraților, ce cu atâta popeală? Ce ta păstor, păstor? Hai că îmi amintești odată. Și cu asta basta. Slujitorul cu tare, slujitorul cu tare, atâtea înălțări și atâtea scaune și atâtea ranguri. Înseamnă asta rămânea la cele smerite? Asta înseamnă ceva de la diavolul. Suntem frați și surori. Ne prețuim din pricina slujbei, dar îl prețuim pe Domnul. Pavel n-a vrut să-i se aducă asemenea cinste. Îngerii nu acceptă asemenea cinste. Domnul, a cerut Domnul vreodată să spună, auziți ucenicilor, eu când mă duc cu voi, eu am un loc al meu în corabie acolo. Domnul s-a smerit, s-a făcut asemenea oamenilor. Mândria nu și-are loc în biserică, chiar dacă ești mai grozav în cântare sau în cuvânt sau în ce ai fi. Asta e de la Domnul, nu este nimic. El este tot o slăbit să fie el în veci. Apoi adăugăm Marcu 10:43. Asta ca și antidot împotriva mândriei. Când în biserică vine mândria, noi avem rețetă ce să facem. Spune aici, versetul 43, dar între voi să nu fie așa, ci oricare va vrea să fie mare, cum simți că mândria te atâță, să fie slujitorul vostru. Cum simți că mândria te spune, eu să fiu șeful cu tare, apucă-te să slujește pe ăla. Să vezi cum retezi mândria, cum l-ai trimis pe diavolul înapoi cu marfa acasă. Slujirea omoară mândria. Când vrei să te simți mai grozav decât altul, nu mai apucă-te și slujește. Că atunci, și normal, când el stă în picioare și tu îi faci papucii, nu o să-ți mai vine gânduri de mândrie la altitudinea aia. Păi el e mai mare, că de-aia eu slujesc, nu? Dar dacă aștepți să fii slujit, sigur că o să te lovească mândria. Slujește tu și vei omori mândria. De asemenea, în biserică, spune cartea Proverbelor, capitolul 16, versetul 19, cum ar trebui să funcționăm noi. Mai bine să fii smerit cu cei smeriți, decât să împarți prada cu cei. Să știți că întotdeauna în biserică vor fi și smeriți și mândri, măcar că n-ar trebui să fie mândri. Dumneata, în care grămadă te bagi? Dacă vrei ceva pradă, sigur că te bagi în grămada celor mândri, nu? Dar e mai bine. Acum e mai bine. E mai bine, o să vezi că e mai bine, că te simți mai bine, că Domnul pe toți cei smeriți o să-i înalțe și pe altul o să-i coboare. Numai că știți când o să-i coboare Domnul pe unii? Noi vrem să-i coboare acum? Nu, nu. Domnul îi coboară la judecată. Ei stau sus o viață și jos o veșnicie. Alții stau jos o viață și sus o veșnicie. Cum vreți? Păi, cred că nu trebuie multă matematică să comparăm viața asta cu viața veșnică, nu? Deci mai bine să fim cu cei smeriți decât cu cei mândri. Nu vă băgați între cei mândri, căci știți cine e șeful lor, nu? E diavolul. Stați cu cei smeriți, căci Domnul e cu ei. Apoi,
într-un fel anume, va trebui să-i disciplinăm pe cei mândri. Dar cei mândri acceptă cel mai greu disciplinarea. Pentru un om care e smerit, dacă îl pui să slujească sau îl pedepsești, va accepta greu? Păi robul e trebnic, ce spune? Să fiți niște robi? E trebnic. După ce ați făcut totul, am făcut ce ne-am dator să facem. Dar numai să nu umilești, să nu-și disciplinești pe unul care se crede ceva, căci este gata. Și pe aceasta am putea să-i depistăm care sunt cei mândri și care sunt cei smeriți. Înțelepciunea care vine sus este ușor duplecătoare, știți? Știi, poți să se îndupleci ușor, dar ceilalți nu poți să-i îndupleci. Și este bine uneori să fie disciplinați oamenii aici. Mai bine un regim aici, mai sever, să te opiți obișnuit chiar puțin silit, forțat cu smerenia, decât să vină vremea încât numai atunci să fii doborât. Mai bine înainte de examen să spună cineva o întrebare și să-ți dovedească că nu știi, decât toți te lau să spună tu știi și la examen să nu e examenul. Ce ai câștigat? Ai pierdut totul. Și în final din univers, cum va elimina Dumnezeu mândria? Pentru că spune Proverbe 16:5, orice inimă trufașă este o scârbă înaintea Domnului, rețineți, hotărât, ea nu va rămânea nepedepsită. Hotărât. Domnul a spus în Matei 23:12, oricine se înalță va fi smerit. Să știți că dintre cei mândri nu va lovi Domnul pe câțiva ca să ia și ceilalți exemplu. Nu așa spune Biblia? Toți cei mândri vor fi smeriți. Hotărât, ei nu vor rămâne nepedepsiți. Oricine se înalță va fi smerit. Vrei să te smerească Dumnezeu? Ar fi cazul să ne smerim noi? Să acceptăm o smerire în biserică, să ne obișnuim cu această smerenie? Și la vremea respectivă Domnul să ne înalți. Amin. Domnul va smeri, spune Psalmul 31, versetul 23, cum va face Dumnezeu această smerire a oamenilor? Iubiți dar pe Domnul toți ce iubiți de El, căci El păzește sufletele celor credincioși și pedepsește aspru pe cei mândri. Aspru îi pedepsește. Și această pedeapsă o citim în Isaia capitolul 2. Domnul și aici pedepsește pe unii și mai aruncă de pe scaun de domnie jos, până temnițe, până spitale, până locuința morților. Dar va fi o zi în care Dumnezeu va smeri, rețineți aceste versete din Isaia capitolul 2, începând cu versetul 11. Omul va trebui să-și plece în jos privirea semeață și îngânfarea lui va fi smerită. Numai Domnul va fi înălțat în ziua aceea. Căci este o zi specială, o zi a Domnului oștirilor împotriva oricărui, rețineți această expresie, pentru a treia oară v-am citit-o. Nu va scăpa niciun om mândru. Împotriva oricărui om mândru și trufaș, împotriva oricui se înalță care să fie plecat. Și acum ia la rând. Împotriva tuturor cedurilor în cea Libanului, împotriva stezarilor Basanului, împotriva munților, dealurilor, turnurilor, zidurilor, corăbilor, împotriva tuturor lucrurilor plăcute la vedere. Mândria omului va fi smerită și trufia omului va fi plecată. Numai Domnul va fi înălțat în ziua aceea. Va avea Domnul în ziua aceea ce să mai smerească la noi sau ne-a smerit noi? Eu zic că ar fi mai ușor să ne smerim noi. Să știm, să ascultăm, să slujim, să iubim, să ne supunem, să tăcem, să nu gândim înalt că n-avem de ce, că nu suntem nimic, ca să nu vină acea zi specială a Domnului când va elimina și va zdrobi mândria din toți oamenii. Și apoi finalul, spune Apocalips 20:10, va elimina și focarul mândriei din univers, adică pe diavolul, spune aici, și diavolul care înșela. A fost aruncat în iezul de foc și de pucioasă. Cum înșela diavolul? Pe majoritatea cum i-a înșelat în grădina Edenului? Vezi fi? Ca Dumnezeu. Prin mândrie a înșelat foarte mare parte din lumea aceasta. Și în final Dumnezeu va elimina inclusiv pe diavolul din lumea aceasta. Și va elimina și pe cei mândri. Din două una. Ori va fi eliminată mândria, ori vor fi eliminați cei mândri. Ce vrea să fie eliminată? Mândria de noi sau noi împreună cu diavolul? Eu cred că ar fi mai bine să fim de partea Domnului, în smerenie, în supunere, în ascultare, rămânând cu cei smeriți, neîntovărășindu-ne cu cei mândri, ca nu cumva să cădem fie aici, fie în ziua aceea când totul va fi smerit, numai Domnul va fi înălțat și cei smeriți, care sunt biserica Domnului, astăzi nebăgați în seamă, dar în ziua aceea înălțați împreună cu El în slavă. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.